Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Schimbăm un pic tiparul obișnuit. O să fie un dialog pentru că invitatul nostru este ministrul transporturilor și al infrastructurii, domnul Cătălin Drulă. Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, îi salut pe ascultătorii dumneavoastră. Vă spun de la bun început că sunt sute de mesaje pe care le-am primit pe WhatsApp. O să încerc să limitez intervențiile mele și, sigur, lungimea răspunsurilor dumneavoastră, astfel încât să dăm satisfacție câtor mai multor oameni să vorbească cu dumneavoastră. O să zic așa, de bun început, că la Ministerul Transporturilor, domnule Drulă, noi suntem obișnuiți să fie un minister al marilor promisiuni, dacă se poate zice în felul acesta, adică ani de zile ne-am obișnuit să auzim la început de mandat că domnule, se întâmplă treaba asta, după care lucrurile, din motive pe care ascultătorii noștri le văd și le simt foarte bine, lucrurile trenează. Acum, în ultimii ani, știți care e barometru, nu? Câte autostrăzi ați făcut, sau câte faceți, sau câte o să facă respectiva guvernare. Avem în România, să sperăm că vom avea 1000 de kilometri, anul trecut doar vreo 20 de kilometri construiți, cu un an înainte doar vreo 40, dar, desigur, problemele sunt, uitându-mă pe aceste mesaje, de un milion de feluri. De asta, totuși, discuția o să înceapă de la drumuri, că asta e marea durere. Două întrebări îmi rezerv eu, înainte de a da drumul ascultătorilor să vină în linie. Să spun și numărul de telefon la care vă puteți înscrie, 0372 069599. Deci, încă o dată, 0372 069599. Aici vă puteți înscrie cu opinii, întrebări, probleme, orice considerați că e important în dialogul cu Cătălin Drulă. Mai este și un număr de WhatsApp unde eu mă uit tot timpul, 0728 3 de 1 3 de 2, 0728 111 222, dar telefonul e același, 0372069599. Haideți, domnule Drulă, să lămurim o chestiune. Deci, a zis așa, 1000 de kilometri de autostradă în 4 ani, da? Dar după care înțelegem că nu sunt chiar fizici, sunt și din proiecte anterioare, sunt și cuprinși în proiecte viitoare și așa mai departe. Câți sunt, de fapt, la finalul unui mandat de 4 ani? Bun, cred că faceți referire la o cifră din programul de guvernare, da. Nu la o afirmație a mea. Prezent avem în România 900 de kilometri în operare, deci în 30 de ani am construit în jur de 800 de kilometri, că aveam 100 la Revoluție. Acum, eu am încercat un pic să ies din jocul acesta al afirmațiilor și promisiunilor, pentru că, după cum probabil o parte din ascultătorii dumneavoastră știu, eu sunt un pasionat de infrastructură, am fondat Asociația Pro Infrastructură, urmăresc domeniul ăsta de 8 ani de zile, în ultimii 4 ani ca membru Comisiei Transportului în Camera Deputaților, deputatul SR, și eu m-am săturat de vorbe, promisiuni, povești și astfel de afirmații, așa cât mi-am propus să vorbească faptele și ce las în mandatul acesta. Avem și kilometri de autostradă care se deschid anul acesta, se dă efectiv traficului, avem și proiecte care vor avansa semnificativ, dar conform contractelor care sunt în derulare vor fi gata la anul sau în 2023. Avem licitații noi care se închid și semnăm contracte și pot să vă dau exemplu la fiecare dintre ele. Și avem licitații pe care le lansăm. Important pentru autostrăzi, așa cum spuneați, ați făcut un pic aluzie la natura multianuală. De exemplu, da. Sebeș-Turda se termină în sfârșit anul acesta, e ultimul din cele 4 loturi, lotul 2. Când a fost lansată licitația? În 2014. Contracte semnate în 2015, trebuia să fie gata în 2 ani. Ok, terminăm anul acesta, este trist, în primul rând, că durează 7 ani în loc de 2, și apoi un pic ne la locul lui să te uiți numai prin prisma unor inaugurări cu panglică. Eu cred că e un domeniu în care, prin esență, lucrurile trebuie așezate pe baze solide. Nu este ofertant pentru politicieni,
un politician tipic o să zică că e cea mai proastă afacere să așezi lucrurile pentru cineva peste 3-4 ani, poate pentru altul care va avea mandatul, în loc să te concentrezi pe mici panglici și artificii de PR pe termen scurt. Eu am criticat asta în permanență, eu cred că țara asta are nevoie chiar la Ministerul Transporturilor, unde proiectele sunt prin natura lor pe termen lung, să așezăm lucrurile cum trebuie. Și asta este primul lucru pe care mi l-am propus în acest mandat. Deci, mii de kilometri, fie că vine din urmă, fie că e lansată pentru viitor, asta înseamnă de fapt, da? Da, înseamnă o sumă a tuturor acestor categorii de proiecte. Okay. Bun, mai mergeți la tăia de panglici dacă o să fie ocazia? Adică o să vă vedem pe la tronsoanea din astea de... V-am spus, nu-mi propun această zonă a festivismului, artificiilor multicolore, a panglicilor. Una e să nu vă propuneți, alta e să mergeți. Deci e un da sau un ba, sau în funcție de ocazie? Da, n-aș exclude asta din respect față de munca oamenilor de acolo, dar... Și, în fine, aici mai e discuția conexă cu mersul pe șantiere. Știți că asta este imaginea tipică a Ministrului Transporturilor, care merge pe șantiere de zici că dă el cu lopata. Și aici mi-am propus să fac lucrurile într-o zonă moderată. Adică e la un moment dat important pentru oamenii de acolo să simtă că munca lor e și apreciată și urmărită, dar evident nu urmărește ministrul personal. Asta e doar o imagine și o proiecție de PR. Și apoi e important la un moment dat contactul nemediat cu realitatea unei lucrări. Nu poate fi înlocuit de altceva, dar în primul rând problemele din acest domeniu și realizările, pe de altă parte, vin din munca care se întâmplă în clădirea Ministerului Transporturilor. Pentru că de cele mai multe ori problemele vin din documentații prost făcute, din licitații slab derulate, din neatenție și neglijență la proiectori. Astea sunt lucruri care sunt în clădirea aceea, în Palatul CFR, în care este și Ministerul și Compania de Drumuri și CFR și toate celelalte instituții din domeniu. Și eu pe acela vreau să le... acolo vreau să aducem eficiență. Sunt câteva lucruri importante, să dăm drumul la dezbatere. E rândul vostru, oameni buni, mulțumesc că ne-ați ascultat. O să facem în felul următor. Vă rog să lansați întrebările sau problemele voastre către domnul ministru. Răspunsuri, eu o să intervin, o să continui sau o să pilotez. O să mai am și eu 2-3 întrebări. Aș vrea să ne spuneți și despre Metrorex. Aș vrea să ne spuneți și despre drumurile ocolitoare. Și dacă se poate cu chestiunea asta nouă, în care China și Turcia nu o să mai construiască pe la noi. Să începem așadar. Primul telefon la 0372069599, cred că este Mihai, dacă nu mă înșel. Da, da. Salut, Mihai, te ascultăm, ești bună în ziua. Legătură cu Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă. Bună ziua. Da, mulțumesc că m-a oferit această posibilitate. Sunt chiar în zona drumului care leagă cele două bucăți de autostradă de la Timișoara, Holtea cu Margina. Drumul este catastrofal. Aș fi vrut să-l întreb pe domnul ministru când a fost ultima la Timișoara și când se va realiza această bucată. Este jenant ca 10 km sau 12 cât sunt să stagneze de 30 de ani. Nu poți să faci aici bucata, să legi două bucăți, măcar până la Sibiu să faci autostradă de la cap la cap, că de la Sibiu la Pitești probabil vom vedea în următorii 25 de ani. Atât am avut, rău mai rețin, da. Că probabil că sunt și alții. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, e vorba de un sector de 9 km de autostradă de pe Lugoj-Deva, lotul 2. Este practic singurul sector lipsă între Sibiu și Nădlac, sau dacă vreți între Sibiu și Bruxelles sau Rotterdam, că suntem conectați la rețeaua europeană de transport. Este un contract derulat absolut dezastros. Acolo sunt acele tuneluri pentru urși. De 4 ani, din 2017, când s-a reziliat contractul cu firma italiană în mod, am spus atunci, abuziv, ca deputat de opoziție, din păcate, acum câteva luni s-au pronunțat instanțele și au dat dreptate acelei firme, le-au oferit despăgubiri de 250 de milioane de lei și să-i repună în contract. Ăsta e trecutul. Acum prezentul și viitorul acestui proiect pentru care și pe marginea căruia am scris în ultimii 6 ani, este o licitație în derulare pentru un constructor acolo, pe acești 9 km lipsă. Atenție, sunt 9 km pe autostradă, dar bypassul lor pe DN68A este în jur de 15 km și într-adevăr am văzut și o poză zilele trecute, pentru că drumul nu a fost refăcut ca capacitate portantă, apar permanent gropi și în prima urgență trebuie să intervină acolo regionala și imediat ce vremea se îmbunătățește să refacă un pic covoarele asfaltice. În ceea ce privește autostrada, sunt în faza de negociere finală compania de drumuri cu compania care a fost dată afară în mod, au decis instanțele, nu eu, abuziv.
să discute despre cu ei o eșaronare a plăților, să închidă litigiu, să livreze acea companie documentațiile pe care deja le realizaseră, care să poată să fie adăugată în licitația curentă și să primim acolo ofertele. Este o licitație care este suspendată, nu s-au depus ofertele pentru acest lot. Discuțiile sunt... Ce înseamnă? Adică... Se întâlnesc săptămânal, adică chiar și de când sunt eu ministru de câteva săptămâni, s-au întâlnit săptămânal. Ar trebui ca la orizontul acestei luni, a lunii februarie, să se finalizeze și să poată debloca licitația, ceea ce înseamnă că se contractează acolo un constructor după evaluarea ofertelor și în sfârșit să putem începe lucrările pe acest sector. E pentru mine foarte personal. Am fost acolo pe acele lucrări abandonate, chiar cu colegii de la o publicație de presă și acum vreo 2 ani. E sectorul lipsă de pe coridorul 4, care doare cel mai mult. Asta înseamnă încă 2-3 ani. Înseamnă, da, în termen de execuție, pentru că acolo sunt niște tuneluri. Tunelurile nu se pot executa într-un timp tehnologic mult mai scurt decât perioada pe care ați menționat-o. Okay. Asta se întâmplă și în Austria și în orice țară unde sunt tuneluri. Execuția durează pentru că sunt lucrări în sine dificile. Da. Problema este că, așa cum spunea și ascultătorul nostru, nu s-a făcut nimic pe acest sector din 2013, de când s-a lansat licitația. S-au încurcat niște lucruri. Claudiu, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Da, bună ziua, bine v-am găsit! Vă salut și salut pe domnul ministru. Aș avea o întrebare în legătură cu autostrada Sebeș-Turda. Mă auziți? Vă aud, vă ascult. M-ar interesa când vor începe plățile pentru exproprieri, de fapt. În 2015 ne-au fost luate terenurile, ca să zic așa, și deocamdată nimic nu se aude despre expropieri. Da, întrebarea e clară. Bun, asta e ușor șocant, pentru că hotărârile de expropiere pentru hotărârile de guvern, deci terenul în România, când pentru o investiție de interes național, se expropriază conform legii, legea 255/2010, printr-o hotărâre de guvern. Banii, contravaloarea acelor terenuri evaluate de experți, se pune într-un cont și rămâne blocată. Deci banii sigur sunt. Știu, nu cunosc speța exact și o să mă interesez după emisiune cu compania de drumuri, dar ce se întâmplă de multe ori este că apar câteodată și probleme pe titluri de proprietate, sunt succesiuni, sunt genul ăsta de chestiuni pe care le avem în general în România pe partea cadastrală și de proprietate și atunci până la finalizarea lor nu se face efectiv transferul de bani. O să cer poate colegilor să-mi dea un contact după emisiunea de la domnul care a sunat și să întrebăm la compania de drumuri care este situația concretă. Am să-i rog și eu pe colegi să păstreze numerele de telefon, în mod evident le avem și să mergem mai departe, dar înainte de acest lucru, vă întreabă cineva aici pe WhatsApp că la aceeași autostradă Sebeș-Turda, la pârâul Iovului, unde a fost groapa de gunoi, fuge dealul și autostrada încă nu e dată în folosință. Ce se va întâmpla după ce se va da autostrada în folosință în condițiile astea? Da, cred că e vorba de o surpare a taluzului la jurul kilometrului 17 de pe lotul 1 al autostrăzii Sebeș-Turda. Lotul 1 este cel dat în folosință acum vreo o lună, puțin 2-3 zile înainte de alegeri. Știți cum se întâmplă așa coincidental în România. Și capătul lotului care face conexiunea cu următorul lot, ultimii cred că am 500 de metri, nu a fost atunci dat în folosință. Acolo a alunecat taluzul și deja, din câte știu, am văzut, de fapt, s-au luat măsuri de remediere. Nu toate astfel de, cum să zic, mici defecțiuni și sincope de parcurs. Noi am creat un pic și o psihoză în România, pentru că am avut cazul acelei autostrăzi care a stat un an închisă pentru că s-a fisurat pe o lungime de 200 de metri. Știți că deja a devenit un loc comun, autostrada care se surpă. Acum, e adevărat că sunt și lucrări prost executate sau prost studiate cât de multe ori și acolo zero toleranță, dar pe de altă parte vreau să spun onest și nepopulist că în foarte multe lucrări și în alte țări m-am consultat și am vorbit și cu oameni, se întâmplă în timpul execuției că anumite lucruri nu merg conform planului. Se remediază, de asta există și garanție. Aici nici măcar nu curge garanția pentru că n-a fost recepționat acel sector. Nu cred că e o problemă, din câte știu acolo, gravă. Sunt chestiuni de drenaje care nu au fost efectuate și atunci apa lucrează pe dedesubt și e bine că s-a întâmplat în timpul construcției, în sensul că nici măcar nu e predat tronsonul. Din câte știu, este și remediată și da, în orice caz o
vom avea garanție. Ce a observat ascultătorul nostru acolo e adevărat. E o problemă la lucrarea respectivă, asta spune. În timpul execuției a apărut un neprevăzut. O parte din taluzul acela a alunecat, au și remediat, au umplut la locul piatră, au făcut niște drenuri. De asta avem diriginte de șantier, de asta avem garanție 4 ani pe lucrare, după recepție, deocamdată nu e recepționată. Și astfel de mici, la o lucrare de 17 km, astfel de mici sincope se întâmplă, nu sunt de dorit, dar, mă rog, și natura dealurilor transilvane este destul de surprinzătoare în construcții, după cum știu cei din domeniu sau pasionați. Sebastian, bine ai venit la România în direct. Zâmbeam pentru că mă uitam prin mesaje. O să ajung imediat acolo la ce ne spun ascultătorii noștri. Sebastian, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bună ziua domnilor Cătălin. O întrebare să vă pentru domnul ministru. Ce rol au, sunt din Arad, ce rol au acele firme private care sunt de securitate, care, nu știu, păzesc autostrăzile, dorm pe sub poduri în marea majoritate a timpului și din când în când se mai plimbă, iar dacă e un animal mort pe autostradă, îl vedem și mâine, fără niciun fel de problemă. Și tare mie că sunt niște contracte făcute pe bani mulți, cu dedicație către anumite firme, ca să testeze ceva, nu aș vedea sensul. Nu se fură asfaltul, nu se fură stâlp, nu se fură nimic, deoarece... Adică îi vedeți ca bani pierduți, nu? Niște bani sifonați. Asta cred eu că niște bani sifonați care ar putea fi investiți în alte lucrări. Țara asta are nevoie de lucrări, are nevoie de bani, dar am impresia că este o risipă de bani sifonați pe anumite căi. Nu înțeleg care ar fi rolul acelor mașini care 24 din 24, în ghinimele, se plimbă pe această autostradă. De asta i-aș ruga pe domnul ministru să verifice. Stai aici, stai cu noi plătesc. Să auzi și răspunsul, Sebastian. Da, recunosc că pe partea aceasta de pază nu sunt un expert, o să cer și o lămurire la compania de drumuri. Ce știu din monitorizarea mea anterioară, deci nu din acest mandat de ministru, și erau lucruri care se întâmplau acum 5-6 ani, era că, din păcate, da, se fură elementele autostrăzii. Și eu am dubiile mele, mai ales din perspectiva siguranței rutiere. Știți că e acea mașină care am văzut-o de multe ori pe autostradă, care patrulează cu 20 de km pe oră în timp ce pe lângă, pe banda de urgență, în timp ce pe lângă trece o mașină cu 130 de km pe oră. E o situație complet atipică. Acum, câteodată și problemele care se, și repet, toate aceste considerații sunt din experiența mea de observator și pasionat al domeniului anterior, dar și problemele cu care se confruntă România câteodată nu le ai în Austria, unde nu fură cineva elemente ale autostrăzii. S-au furat elemente metalice și așa mai departe. O să cer explicații, pentru că intră, de fapt, în conceptul mai larg de mentenanță și întreținerea autostrăzilor. Și cum spuneați, sigur, de exemplu, responsabilitatea pentru... ați vorbit de garduri, lipsă pe și intra animale sau de înlăturarea lor în momentul în care se întâmplă un accident și rămân acolo. Toate aceste lucruri sunt în sarcina companiei de administrare infrastructurii rutiere, care ar trebui să țină aceste autostrăzi în perfectă stare, de la partea de dezăpezire, la întreținere, la înlocuirea elementelor lipsă. Ori aici lucrurile spunem deschis, că vedem cu toții au fost de deficitare. Da, dar soluția este că, o văd eu, fiecare șofer, dacă vede o neregulă pe autostradă, automat comunicarea este foarte ușoară în ziua de astăzi, pe Facebook, pe numere de telefon, toată lumea, dacă e ceva pe autostradă, i-am sunat odată, era un balon de paie căzut pe autostradă între Sibiu și Deva. Deci fiecare șofer, dacă vede, domne, se fură acolo, sună la 112, șoseaua este circulată, nu este pustie. La fel ca și în alte țări, toată lumea sesizează dacă sunt anumite probleme. Și cred că banii care se dau pe contractul de acelei securități, cred că cu banii care se dau într-un an acolo se fac toate elementele de pe 500 de kilometri de pe autostradă. Faceți niște observații care sunt foarte bune și o să mă adresez și cu această problemă conducere de la compania de drumuri și, cum vă spuneam, contează foarte mult și aspectul de siguranță rutieră. În mod sigur nu e foarte în regulă ca pe autostradă pe care se circulă cu 130 de km pe oră, conform legii, viteză legală, să existe o mașină de patrulare care are... De da.
Da. Sigur. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul, pentru întrebările voastre. O să vă rog să rămâneți un pic pe fir. Știu că acum, în momentul ăsta, sunt George și Marius. Aveți un pic de răbdare. Am una dintre întrebări aici legată de salariile de la Metrorex. Cred că sunt oameni sindicaliști care vă întreabă de lucrul acesta. V-ați exprimat o opoziție și, practic, nu sunteți de acord cu mărirea subvenției care se acordă companiei. Oamenii spun că e o perioadă dificilă, că să plătesc niște sporuri, că e o subvenție necesară. Cum o să rămână situația acolo, domnule ministru? Păi, haideți să ne uităm un pic. Între 2016 și 2020 s-au dublat salariile în Metrorex. Nu există nicio altă zonă a economiei în care să se fi întâmplat așa ceva. A ajuns partea de cheltuieli salariale a companiei de la 333 de milioane în 2016 la 627, deci o dublare aproximativ în 2020, iar la anul 876, deci aproape vorbim de o triplare. Asta e greșit sau ce să înțeleg de aici? Păi, compania reușește să acopere un sfert prin venituri proprii. În alte domenii nu s-au întâmplat astfel de... O creștere salarială trebuie să se bazeze și pe o creștere de venituri sau o creștere de productivitate. Pe același număr de angajați din 2016 până 2019, că anul trecut s-au mai angajat 900 pentru linia M5, au crescut pur și simplu salariile, iar sursa lor de finanțare este bugetul de stat. În bugetul pe anul acesta, Metrorex a cerut 1,1 miliarde de lei subvenție. Asta reprezintă 17% din suma disponibilă pentru toată România. Deci noi toți românii din toată țara plătim acești bani prin taxe și impozite, dintre care o șesime se duce la către subvenționarea unei singure companii din București. Rezolvați-o, dați-o lui Nicușor Dan, că e metroul Bucureștiului. Eu sigur, dacă domnul Nicușor Dan dorește să o ia împreună cu preluarea subvenției, e o discuție pe care o putem avea. Dar anul trecut, pe vreme de pandemie, da? Când mulți români și-au pierdut veniturile sau le-au văzut diminuate, sau au suferit în afacerile pe care le-au și așa mai departe, în condițiile în care Metrorex a avut o pierdere de venituri, pentru că n-au mai mers lumea cu metrou, 120 de milioane de lei în minus, în septembrie au renegociat contractul colectiv de muncă cu 18% creșteri salariale. Spuneți-mi dumneavoastră dacă asta este rezonabil, iar sursa de finanțare a acestor creșteri continue este bugetul național în care punem cu toții taxe și impozite. Păi, ori... Și n-o să plătiți? Bugetul de stat nu poate aloca mai mult decât suma pentru anul trecut, anul acesta. Deci, acum o să înceapă o negociere sindicate-patronate, că așa se întâmplă. Propunerea lor este cu 18% mai mult și dumneavoastră... Nu, propunerea cu 18% este implementată, înregistrată în septembrie anul trecut la Inspectoratul Teritorial de Muncă, deci este în plată în momentul de față. Bun, atunci ei mai cer o mărire, dumneavoastră refuzați. Mărirea există deja, asta vă spun. Bun, dumnealor spun că au nevoie de o mărire suplimentară, da? Au nevoie de bugetul pe anul acesta care să acopere acea mărire. Ok. Iar bugetul de stat, bugetul național, nu își permite asta. Bun, am înțeles. Și probabil că o să ajungem la un conflict de muncă, nu? Adică ce se întâmplă dacă metrou face grevă? Nu e neapărat că se ajunge la un conflict de muncă. Eu chiar cred că oamenii din Metrorex, și am tot respectul pentru ei, au fost cumva păcăliți de această conducere sindicală de domnul, acest domn Rădoi veșnic de 30 de ani, care amenință toate guvernele și pe toată lumea, și au fost păcăliți. Și cumva, dincolo de posibilitățile pe care le are bugetul de stat, ori noi, în momentul în care facem politici publice, nu putem să dăm, o să ajungem ce facem, să plătim toată țara, să nu mai avem drumuri, căi ferate, să susținem doar metroul din București. În ce sens au fost păcăliți? Adică ce? Le-a promis domnul Rădoi ceva ce nu le poate da? Da. Domnul Rădoi, care exercită influență și asupra conducerii Metrorex, care participă în Consiliul de Administrație, care amenință ani de-a rândul miniștri și așa mai departe, taie și spunzor acolo. Cum lucru... îi amenință? Cum? Cum îi amenință? În ce sens? Păi, fiecare ministru al transporturilor, cred, stă cu în fine, sabia conflictului social deasupra capului și nu tai un nod gordian, nu spune oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate și, până la urmă, există niște inechități. Adică vă amenința și pe dumneavoastră?
am văzut niște declarații în presă. Haideți să vă spun că există niște inechități în rândul, în cadrul ministerului. Cei de la CFR, în același timp de 5 ani, n-au primit aceste creșteri. Și oamenii ăștia fac un serviciu pentru România, cei de la CFR Infrastructură, cei de la CFR Călători, cei de la drumuri, până la urmă. Deci acolo există o republică Metrorex, cu un șef de sindicat care se comportă ca un șef de cartel, așa, și care nu poate să țină România o statică acestei, cum să spun, acestor șantaje. Okay. Există și soluția, deci există soluția de, de bun simț a unei negocieri cinstite, în care cu toții vrem ca oamenii din țara asta să câștige mai mult, și dacă lucrează la stat, și dacă lucrează la privat. Important este să te uiți la ce este rezonabil și la ce este posibil. Există soluția de bun simț a unei renegocieri, în care să putem să avem niște cifre suportare bile pe buget, sau dacă nu, există și soluții care sunt legale în acest caz. Mă întorc la întrebări. Cred că este rândul lui George să intre la România în direct. Salut, George! Bună ziua, vă salut! Bună ziua, pentru răbdare, George! L-am auzit, cred că pe întâi, ieri, pe domnul prim-ministru Căsuc a declarat că se va gândi pentru, pe termen scurt, la o soluție pentru spitale, un parteneriat public-privat. Știu că dumnealor înainte au blamat foarte tare pe vremea PSD-ului aceste lucruri. Să ne așteptăm și la autostrăzi, va fi o soluție pe termen scurt? Da, aici am... Parteneriatul public-privat? Pot să vă explic foarte bine că, într-adevăr, am blamat aceste parteneriate publice-private. Parteneriatul public-privat funcționează atunci când infrastructura, obiectivul de investiții care este finanțat în acest model, generează venituri care să acopere acel cost inițial suportat de partenerul privat. Vă dau un exemplu. Un tunel sau un pod, adică o infrastructură relativ restrânsă ca dimensiune, plătești o taxă și taxa acoperă costul acelei infrastructuri. Și e un business, cum ar veni. De-aia e partenerul public-privat. Pentru autostrăzi... Cum? La noi teoria e ok, practica ne omoară. Păi nu, haideți să vă spun, pentru autostrăzi și proiecte mari nu se recuperează. De exemplu, pentru Comarnic-Brașov, care a fost vândut atâția ani, că se poate să... Noi nici să nu dăm niciun ban de la bugetul de stat, ea se construiește și apoi banii se recuperează din taxe. La ultima încercare cât de cât serioasă cu Vansi și acele firme în 2014, din taxe s-ar fi recuperat 15% din costul investiției. Ori acolo este tot vinde românilor că se poate partenera public-privat, e o minciună. În schimb, pentru genul de infrastructuri, obiective de investiții care generează venituri și aici nu e, cum să zic, nu e domeniul meu, dar pentru spitale există modelul din Turcia, se numește Facility PPP, adică un parteneriat public-privat în care nu face actul medical privat, doar construiește clădirea și ia o taxă ulterioară pentru mentenanța ei. George, unde vrei să ne aduci? Adică tu ce problemă sesizezi și ministrul trebuie să o știe? Vreau să știu dacă, știu că pentru autostrăzi sau pentru degrebare, de exemplu, cum e Valea Prahovei, dacă parteneriatul public-privat pentru drumul spre stațiuni va fi folosit pentru ca și soluție pe termen scurt. Să știți că e o întrebare foarte bună. A degreva traficul pentru, de exemplu, dacă dați voi, eu am multimilian, peste 1 milion de kilometri făcuți în România, fără eveniment, fără accident, slavă Domnului, fără nicio problemă. Și am văzut foarte multe situații. De exemplu, mă deranjează foarte tare în perioada asta când, cum ninge un pic afară, apar 5 culori de coduri, galben, verde, roșu, se agravează foarte mult starea pentru a se masca incompetența celor care curăță drumurile. În Constanța, acum o săptămână a nins, credeți-mă, n-a fost o ninsoare, a viscolit 3-4 ore. A durat o zi și ceva, sau s-a indus o stare de teamă, nu plecați, stați pe loc, ne învățăm imediat să blocăm drumurile. Și a doua zi când treci cu mașina... Haideți să vă răspund la... Dacă îmi dați voie să vă răspund, că întrebarea e foarte bine pusă. Nu, parteneriatul public-privat pentru a acoperi costurile de construcție ale unei autostrăzi
și cu atât mai multe autostrăzi montane nu e o soluție. Ceea ce se poate face într-o formă de parteneriat public-privat sau concesiune, mă rog, termenii sunt un pic interschimbabil la un moment dat, este să finanțezi o bucățică din costul de construcție sau operarea. De altfel, unde vedem rețele mari concesionate în Italia sau în Franța, nu s-au construit cu banii de concesiune. Le-a construit statul pe banii lui și ce plătim acea taxă, care ne pare mare în Italia sau în Franța, dacă ați condus și ați văzut cât e costul, merge doar în întreținerea rețelei. De-aia și autostrăzile arată cum arată. Și aici se leagă cumva de întrebarea dinainte de întreținere, legată de a fost o întrebare de un ascultător care spunea că nu sunt întreținute autostrăzile. Deci nu, a fost vândută ca o soluție magică de repetate ori, nu este. Poate fi folosită pentru proiecte punctuale. Eu în zona de transport văd mai degrabă infrastructurile care generează suficienți bani ca să se autofinanțeze. Bun, mulțumesc, da. Mulțumesc tare mult. Aș mai fi vrut, dacă îmi permiteți o secundă, să-l întreb. De exemplu, eu am refuzat în promovări la locul de muncă, trebuia să plec din Constanța în București, am refuzat din cauza costurilor de relocare. Ce aveți de gând să faceți, domnule ministru, pentru mobilitatea forței de muncă? N-ar fi fost foarte ușor să fac naveta cu trenul și mult mai ieftin. Și atunci nu aș fi refuzat această provocare. Cumva avansare. Tot ce fac eu, tot mandatul pe care l-am la Ministerul Transporturilor este în sprijinul mobilității în țara asta. Da, odată ce avem o rețea de autostradă mai completă, avem 900 de kilometri acum, când o să aibă 2000, în momentul în care căile ferate reușim să le readucem la o viteză decentă, să nu mai facem de la București la Craiova 3 ore, ci 2, cum se făcea în anii 80, vă dați seama, deci am ajuns în 2021 și trebuie să face 3 ore în loc de 2, cum făcea în vremurile dinainte de Revoluție. În momentul în care reduce aceste termene și dezvolți rețeaua de, care iarăși pentru noi o prioritate, de trenuri din zonele urbane, da, mobilitatea practic, aveți aceasta... un focus pe anumite linii în următorul un an concret, aveți un focus București, Constanța, Brașov, Constanța, Timișoara, adică avem ceva, aveți concret ceva pentru anul ăsta, pentru 2021, pentru că e și un an de pandemie. Da, planurile investiționale ale Ministerului, dacă la acestea vă referiți, în primul rând, anul ăsta vreau să le spun și ascultătorilor, ne-am propus și va fi un an record, 8 miliarde de lei investim în drumuri și căi ferate, recordul de după Revoluție și, de fapt, noi ar trebui să mergem din record în record. Dacă anul acesta e 8, la anul ar trebui să fie 10, la anul de după 12, pentru că ăsta trebuie să fie un bulgăre care să rostogolească și ale... Întrebarea e mai simplă de la ascultător. Dom'le, e vreun trend despre care știm că o să stabilească vreun record anul la finalul acestui an? Un proiect despre care să zicem, mama, uite aici, chiar am îmbunătățit România, nu știu, merge de la București la Iași, merge de la... Există București. Relațiile care sunt cele mai bine deservite în momentul de față în România, sunt relațiile București-Brașov, unde cred că e la... Nu, dar ce va fi, că asta știm ce este. Da, eu sunt niște trenuri private care merg bine spre Nu, și Brașov. Trenurile CFR Călători merg bine. Chiar am primit ceva despre recordul pe asta de la un coleg de-al meu din minister și aș vrea să mă uit la un moment dat, poate la pauză și să revin cu niște cifre pe tema asta. Bun. George, îți mulțumesc. Vă mulțumesc. Marius, mulțumesc. Mersi mult. Hai să-l auzim pe Marius. Salutare, Marius. Alo. Bine ai venit. Bună ziua. Bine v-am găsit. Sunt transportator și vreau să adresez domnului ministru, de ce nu se angajează, nu știu, oamenii care știu să-și facă o meserie? Mă uitam zilele trecute, ploua afară și peticeau autostrăzile cu botelia și cu flacăra și cu târnacopul. Încă o dată? Stai așa un pic, că nu te-am auzit foarte bine. Deci ce făcea? Deci peticeau autostrada pe ploaie, mă duceam spre Constanța și peticeau cu botelia, cu târnacopul și cu... ca pe timpul, nici pe timpul Ceaușescu, nu. De ce nu se fac contracte cu firme care sunt dotate, care sunt, nu știu, chiar nu înțeleg. Da, bun, situația aceasta punctuală, nu știu, o să mă interesez despre ea. Poate știți, autostrada București-Constanța s-a dat în folosință anul trecut până la Fundulea. Da, dacă pe acest sector e vorba, este un sector care e... evident a fost prost executat, care este în garanție și unde firma respectivă trebuie să refacă. Nu sunt expert pe domeniu, adică în sensul de bitum, compoziții, temperaturi și așa mai departe, deși mai știu câte ceva. Ideea este că
În condiții de iarnă nu se pot face reparații durabile, adică va trebui să aștepte probabil și atunci acestea, cum spuneați dumneavoastră, sunt niște intervenții punctuale, cu flacăra se încălzește substratul astfel încât temperatura acelei mixturi asfaltice să nu scadă prea repede și să țină cât de cât acea reparație. E o situație nefericită că o firmă care a executat anul trecut acest sector n-a făcut-o cum trebuie, în mod evident vedem. Compania de drumuri le-am atras și eu atenția. În vedere, asta există garanție pe acea lucrare și va fi probabil refăcută. Multe drumuri, București, Pitești, la fel autostradă, este plină de gropi. Nu știu de ce, nu știu ce se pune copozi, nu știu firmele care se fac contracte. Chiar nu înțeleg că se fac lucrări și nu țin lucrările, nu știu dacă țin un an de zile. Eu, fiind transportator, circul tot timpul. Bun, acum cred că putem nuanța un pic, adică dumneavoastră dacă sunteți transportator, ați fost și pe niște drumuri care țin mult mai mult de atât dacă sunt bine făcute, nu știu, pe autostrada 1, de exemplu, pe sectorul din Transilvania. Sincer, dacă drumurile naționale care au fost făcute înainte de 90 au ținut mult mai mult și chiar sunt multe drumuri care țin și acum. Față de autostrăzile care au fost făcute după 90, sincer, dacă acum se fac anul ăsta lucrări, într-un an de zile, după prima iarnă, zici că a bombardat pe acolo pe unde s-au făcut lucrările. Nu știu de ce sunt... Bun. Mari diferențe. Am fost și în afară și... Da. Drumurile odată construite aici e foarte important. Lucrările făcute la noi. Îmi dați voie să vă răspund puțin? Da, vă dau. Drumurile, la fel ca toate infrastructurile și căile ferate, odată făcute, trebuie întreținute. Da? Deci, dumneavoastră m-ați întrebat câți kilometri de autostradă se deschid. E frumos, nu? La inaugurare... panglica, bucurie, încep să meargă mașinile. Din acel moment, acel drum începe să se degradeze. Din acel moment, el trebuie să fie, sunt operațiuni de întreținere care trebuie executate periodic, altfel se degradează mai rău. Desfundări, descurgeri, elemente care trebuie curățate și așa mai departe. Odată la 5 ani trebuie refăcut primul strat de asfalt. Odată la 10 ani e o refacere mai serioasă. Odată la 15 ani trebuie o reparație capitală. Rețeaua care în administrația... Ce vedem noi sunt reparații curente, nu stricăciuni curente? Sunt, ce vedem este o rețea de drumuri care este scadentă la între, adică nu s-au făcut la vremea lor. Vedem o rețea subfinanțată și unde nu operațiunile, mai ales pe calea ferată, dar și pe drumuri, nu s-au făcut la timpul la care trebuiau să fie făcute. Și consecințele le simțim cu toții. Compania de drumuri, să știți că în afară de aceste autostrăzi care sunt un pic mai ni le dorim cu toții și sunt mult mai mult în atenția publicului, are în administrare 16.000 de kilometri de drumuri naționale. Bun. Am înțeles. Dar nu e mai ușor să nu tem publica așa repede și să nu ne grăbim. Noi România, ne grăbim România. Nu poate fi, păi și noi punem presiune, că de-aia am făcut emisiunea asta, ca să punem presiune să facă mai multe autostrăzi. Iar în România, fără panglică, nu funcționează. Îți mulțumesc tare mult, Marius, să vedem dacă mai e Ovidiu, să vedem dacă a avut răbdare. Salut, Ovidiu! Am avut răbdare. Mulțumesc, domnule Stribulea. Mulțumesc și pentru posibilitatea de a vorbi cu domnul ministru. Hai, domnule ministru, sincer, dintre toți miniștrii care sunt acum în guvernul actual, vă prefer pe dumneavoastră, un om tânăr, dedicat, îmi place cum vă implicați. Ați sunat de la partid? Nu, n-am sunat de la partid, nici vorbă. Urmează un dar. Urmează. Deci îmi place, da, oarecum. Deci îmi place că vorbim despre proiecte mari de infrastructură, de autostrăzi care străbat România de la nord la sud, despre trenuri de mare viteză. Eu sunt din Brașov și vreau să vă spun că în Brașov, la ieșirea din Brașov, este un pod de 100 de metri, ieșirea din Brașov spre Sighișoara, care de 6 ani de zile este într-o continuă reparație. De-a lungul timpului am văzut pe podul respectiv că ba nu se lucrează loc, ba atunci când se lucrează sunt câte 2-3 muncitori acolo cu o găletușă și cu o lopățică. Cred că dacă erau, știu eu, 5 care să se ocupe dedicat, în 2 ani de zile l-ar fi terminat. Vreau să vă întreb, care este posibilitatea să se finalizeze aceste proiecte mari de infrastructură, când după cât se vede nu sunt bani pentru aceste proiecte mici, reparații de poduri, reparațiile unor drumuri de legătură? Cum se poate face ca să se fluentizeze sau să se finalizeze aceste proiecte mici și foarte importante, la nivelul unor mari localități? Poate știți la ce mă refer. Da, e foarte bună întrebarea și se leagă de cea dinainte și e din partea asta mai puțin sexy din treaba unui ministru al transporturilor. Acele proiecte mari de care vorbim dintr-o parte în alta, într-adevăr, au o linie de finanțare separată. Ele sunt finanțate din bani europeni.
pe care până acum am avut problema că n-am reușit să-i cheltuim pe toți, acum o să-i cheltuim pe cei disponibili și o să construim aceste infrastructuri mari, dar dincolo de ele, la fel și pe calea ferată, inaugurăm câte, nu știu, 20-100 de kilometri de linie refăcută, dar rămâne rețeaua în ansamblului de mii de kilometri de izbeliște. Situația asta este și pe drumuri. Și la un moment dat va trebui să privim cu onestitate necesarul de finanțare și capacitatea de administrare. Eu pot să vă spun că bugetul de stat al României, bugetul național în structura lui actuală și cu veniturile pe care le generează din rovinietă compania de drumuri sau din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, cea pe care o plătesc trenurile pe cale ferată, banii nu sunt suficienți ca să menținem această rețea la standard. Și am făcut comparații. În Austria mi-a ieșit de vreo 20 de ori mai mult pe kilometru că plătesc austriecii pentru un kilometru în acele drumuri pe care le vedem arătând bine. Dar până să ajungem acolo, eu cred că putem eficientiza ce facem cu banii pe care îi avem. Nu știu situația despre acel pod, cred că este în administrarea primăriei, dacă nu mă înșel, și probabil că este o problemă, într-adevăr, de finanțare. Pe partea de finanțare, eu aș vrea să facem o mică revoluție și să introducem și la noi taxarea traficului greu la durată, nu la distanță. Tractolingul, care există în Bulgaria, există în Ungaria, există în Austria. Deci nu mai plătesc rovinietă transportatorii, ceea ce înseamnă, rovinietă e pe durată, o iei pe o zi, pe o săptămână, pe o lună sau pe un an. În toate țările europene se introduce pe baza unor sisteme care spun exact cât ai mers cu camionul, plătești pe distanță. Este o sursă, este o modalitate de a atrage bani mai mulți în sistem ca drumurile să poată fi menținute mai bine. Au introdus-o, repet, țările din jurul nostru, la fel și pe calea ferată, căutând acel capital pe care nu-l avem. Eu merg mult pe ideea ca să tragem bani din PNRR a pus foarte bine accentul ascultătorul care m-a întrebat mai devreme, cer scuze, am uitat numele, că discutăm întotdeauna despre proiectele mari. Cum le se spune colovial despre avioane? Sunt frumoase avioanele și vreau să facem avioane și mă lupt pentru avioane. Asta vedem cu toții. Dar e important să facem și lucrurile care sunt acele entreținere care ne dor mai tare, să nu mai avem acele. Să luăm publicitate, prelungim emisiunea după ora 14, atunci revin pentru că mă tot uit pe mesajele voastre. Da, am înțeles, autostrada Moldovei, centura Bucureștiului. Da. Comarnic Brașov și am văzut temele mari la voi, deci ne întoarcem în 5 minute și continuăm România în direct cu ministrul Cătălin Drulă și despre Galați, dar întreabă cineva acum, probabil că e vorba de varianta de ocolire sau drumul expres la Galați. Bun, știri acum, ne auzim la 14 și 5 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mulțumim, Iorgu Ianu, și în direct cu ministrul transporturilor și infrastructurii, domnul Cătălin Drulă. Aveați o precizare legată de recordurile la calea ferată, după care revin eu cu 4 întrebări punctuale, scurte, și mergem la ascultători. Da, vreau să spun că, evident, e un domeniu în care vorbim mult de probleme, că nu suntem mulțumiți de cum sunt transporturile, mai avem și vești bune. Am primit de la un coleg din minister care urmește domeniu. Pe 30 ianuarie mi-a spus că e o zi cu recorduri la CFR Călători. Brașov-București, trenul de dimineață a făcut 2 ore și 2 minute, deci 2 ore, iar Constanța-București 1 oră 50. Pentru România, pentru starea noastră infrastructurii rutiere și e binișor. Iar în mersul trenurilor avem un Intercity Tomis pe Brașov-Constanța, care face 4 ore jumătate, acum în loc de 5 ore jumătate. Adică scot sub program, spuneți dumneavoastră. Scoate sub mașină destul de bine. E mai avantajos să te duci la mare cu... Din Brașov, da. Mai avem și vești bune, mai am și altele, dacă o să le pot spune. Mi-ar plăcea să nu vorbim doar de probleme. N-aș vrea să aud miniștrii care dau vești bune, că ne strică programele, știți cum oamenii caută să audă întâi autostrada veștile. De centura Bucureștiului, da. Poate. Hai să vorbim întâi de centura Bucureștiului până la autostrada de centura Bucureștiului. Nu vreți așa? Pentru că sunt multe mesaje. Sunt două ringuri, da. Da, hai de primul ăla pe care îl știe toată lumea și care merge prost în momentul ăsta. Chiar acum am primit imagini, aveți un tronson pe la Cernica, unul care stă, unde nu se lucrează, deși teoretic ar trebui să se lucreze. Da, între DN2 și A2. Da, acolo e. Ce se întâmplă? Da, probleme contractuale, pentru că una a scos la licitație ministerul, spunând că ministerul, în fine, compania de drumuri,
acum un an, eu descriu probleme din trecut, mai iarăși m-ați băgat în probleme. După aia vă spun și despre lucrurile bune. Și alta e în teren, adică nu au proiectul tehnic complet, mă rog, e discuție cu firma de acolo, tot așa, au temă de la mine să o finalizeze cât mai urgent, că acum când intrăm în sezonul de lucrări, să înceapă lucrările în plin. Adică normal nu e nicio problemă, are finanțare. Dacă vreți urgent, intrăm nu, în detalii complicate cu... Pe urgentul ăsta, nu, că nu vreau detalii complicate. Adică lumea are așteptări. Să-i spună cineva, uite domnule, în 30 de zile acolo vor fi reluate lucrurile. Dacă nu în 30, în 90, pentru că e mult mai ușor să trăiești având... Dacă nu îl reluăm în 30 de zile sau într-un timp de ăsta rezonabil, atunci reziliem și facem altă licitație. Dar eu întotdeauna mi se pare că este un scenariu, schema asta cu ministrul transporturilor, care rupe contracte, aruncă și face pe Gigi Duru așa, dar de fapt avem autostrăzi în practică, eu încerc să repar lucrurile din mers. Cred că și vorba bună și negocierea și o anumită flexibilitate și încercarea de a obține rezultate pentru oameni sunt cheia. Pe centura București, lăsați-mă să vă dau și veștile bune, vă rog să audă totuși spectatorii și ascultătorii și veștile bune, dacă... Există, da? Pe centură? Există. Pe autostrada A0, autostrada de centură, pe zona de sud, se lucrează fără probleme, în plin, pe un lot. Începem lucrările pe celălalt lot într-o lună, iar pe de-al treilea, care întregește practic de la 1 la 2, deci astea 3 loturi împărțite, vor începe și acolo lucrările spre sfârșitul primăverii. Pe nord sunt toate în licitație, că e un ring complet, un inel. Și, în fine, câștigătorii sunt desemnați, mai avem un pic de rezolvat niște contestații cu niște firme din China. Iar la Cernica, ultimul sector care e paralel cu acest DN2A2, este semnat cu o firmă românească, cu firma OMB, și acolo anul ăsta o să înceapă lucrările. Asta e autostrada aia de inaugurat-o domnul Orban cu artificii, nu? Adică... Lotul la care se lucrează, da, acolo au fost artificiile tricolore. Da, acolo au fost și se lucrează la el sau e în paragină? Se lucrează. Se lucrează, da, măcar atâta s-a ales din artificiile respective. Comarnic, Brașov? Pe Comarnic Brașov, săptămâna asta se semnează contractul de proiectare. Din păcate, 16 ani din 2005, când a fost făcut un studiu de fezabilitate așa mai schematic, mai schiță, nu s-a făcut nimic pe proiectul ăsta, doar vorbe. Totul a fost doar vorbe. Semnăm contractul săptămâna asta pentru proiectul tehnic și am cerut prestatorului ca pe acele zone critice de pe traseu Comarnic cu Bușteniu să primim mai repede documentația ca să putem scoate la licitație execuția lucrărilor. Dar până nu avem proiectul tehnic și vreau să facem tuneluri, da? La Bușteni, tunel de 4 km de evitare a localității, la Sinaia, tunel de 2 km, adică să construim o autostradă montană, care ne-e absolut necesară în România, n-are nimeni niciun dubiu, să o construim pe standarde de 2021-1950. Că proiectul din 2005 era cu prin Prahova, făcută canal, aici... rupând Bușteniu în două, era o... Există un drum 71, acum primesc această întrebare de la unul din ascultători, Băldana, Târgoviște, Sinaia, finanțare aprobată 100%, dar respinsă de domnul Drulă. Nu, aici e vorba despre altceva. E vorba despre dublarea unui drum de la, într-adevăr, de la Băldana, Tărtășești, până la Târgoviște, un contract pe un studiu foarte vechi cu probleme, la care s-a depus o singură ofertă, o asociere din zona Neamț, care mai are niște contracte cu, nu știu, pe la DNA, pe la Corpul de Control, știți, au fost niște credințări pe sute de milioane pe urgență date, sunt niște firme în această asociere, n-au adus actele necesare pentru semnare, garanția s-a reziliat și am spus, aici schimbăm viziunea, în loc să dublăm un drum prin localitate și să-l facem cu treceri de pietoni, cu sensuri giratorii, cu limite de 50, trece pe 53% din lungime prin localități. Păi ce drum de lung parcurs e ăla în care stai cu frică, cu teamă, te uiți să nu dai peste un pieton din localitate margine? Facem un drum expres și luna aceasta vrem să lansăm licitația pentru proiectul acestui drum expres, care să vină direct din autostrada A0 de care vorbeam, contează și unde te legi. Și să meargă până la Târgoviște. Cred că și Târgoviște și județul Dâmbovița merită o legătură de secol 21 cu București. Okay. Ideea aceasta de a lăți drumuri prin localități, piste de avion de astea făcute așa și stăm după aia cu 30 pe oră, cu trecere de pietoni, cu multe decese și cu siguranță rutieră oribilă, nu mai trebuie să fie în România. Să-l auzim pe Andrei. Bine ai venit. Andrei? Dacă mai e. Ferată, nu prea vorbește nimeni. Sunt lucrător feroviar, sunt mecanic de locomotivă, lucrez la un privat. Ce se aude cu statutul feroviarului? Pentru că operatorii privați
sub nicio formă nu vor să-l pună în aplicare, gen că nu are metodologie și alte cele. Ce se petrece cu el? Da, o să mă interesez pe acest subiect, nu știu momentul de față, tot așa o să rog pe domnul Striblea să-mi lase și să încercăm să revenim cu răspuns pe tema asta, pentru că chiar subiectul ăsta tehnic nu-l știu. Mulțumesc. Da, că și el se aplică doar la mecanicii de locomotivă care lucrează la CSR Călători și CSR Marcos. Da, foarte bună întrebare. Cei de la privat și nici măcar reparațiile care activează la locomotive, la vagoane, liniile, SCB-ul, impecații de mișcare, nu beneficiază de absolut nimic. Știu că lucrați în condiții dificile și mi se pare regretabil. În toate săptămânile acestea, câteva, de când am preluat mandatul, m-am axat foarte mult energia pe domeniul feroviar și pe o, să zic așa, o mică revoluție mai de durată și vreau foarte mult să am bani din PNRR, din acești miliarde de la Comisia Europeană, ca să nu le mai spunem pe acronim, planul ăsta de după COVID, și să investim în reparații. Dumneavoastră știți cel mai bine ce restricții aveți, ce schimbătoare de cale care sunt... Cum? Că totul este... Urma să vă întreb și de subiectul acesta. Ce schimbătoare de cale praf sunt, cum sunt, în ce stare este semnalizarea și așa mai departe. Și subfinanțarea asta cronică, care e identificată în toate strategiile, în toate rapoarte, cum o rezolvăm? Păi eu zic să injectăm capital din acest plan de reformă. Evident, o să vină și cu niște reforme acești bani. Nu se poate doar să luăm bani și să nu facem niciun fel de reforme la nivel de eficiență, de costuri și așa mai departe. Da, exact. Încurajați-ne, da. Trebuie să facem reparațiile capitale pe care CFR-ul le făcea pe vremuri, dumneavoastră sunteți din domeniu și știți, exact. Și nu le mai face. Terasamente, exact. Traverse, șine schimbătoare de cale. Avem firfirei în fiecare an alocați pentru asta. Nu e în regulă. Vă mulțumesc, Andrei. E sigur, domnule, să mergi cu trenul în România? Eu sper să fie sigur, dar... ca orice infrastructură care este cadentă... Ce dialog ați avut acum în care omul ăla și dumneavoastră pare că știți că sunt niște probleme? Sunt rapoarte oficiale, nu e ca și cum eu pot să le inventez, nu Striblea. Ne uităm și spune... E sigur? Adică dacă îmi iau copilul și mă sui într-un tren ăsta... Este pe magistralele mari și în general trebuie să fie sigur, dar nu pot să ignor niște rapoarte pe care le avem și pe care sunt publice, nu sunt secrete ale mele, în care spune că avem operațiuni scadente de întreținere. Eu am cerut... cum să zic... și mă lupt pentru PNRR, din care stragem niște bani să facem ce nu s-a făcut 30 de ani, dar nu pot în 3 săptămâni să repar toate... Valentin. Valentin? E un subiect care mă doare, să știți, stau care ferată de asta și pasiune. Bună ziua! Te ascultăm. S-a discutat mai devreme despre mixul folosit la... cu bitum și așa mai departe. Și știu că, de exemplu, au mai fost anchete prin presă în care s-a arătat, s-a făcut comparație și știu că iarăși același clișeu obositor cu Germania, cu ce cantități folosesc ei, ce proporții și așa mai departe. Dar știu că la noi se folosea prea mult bitum și se vede asta pe străzi, pentru că se deformează efectiv, mai ales unde trece traficul greu, rămân urme în asfalt și mașinile mici nu se pot încadra pe acele urme încât să fie sigur trafic, mai ales pe timp ploios. Iarăși, din zona mea de, nu de ministru, ci de pasionat, cunosc mulți specialiști din domeniu au obiecții referitor la nivelul de bitum care e prea mare. Și apare, în fine, fenomen de pompaj, iese la suprafață și este în curs de revizuire, din ce știu, normativele, tocmai ca să meargă într-o zonă mai potrivită pentru și să se modernizeze. Dincolo de asta, aș vrea să vă spun și ceva foarte interesant. Am avut autostradă din beton în România, făcută în anii 90, București-Fundulea, de care s-a vorbit mai devreme, din partea din autostrada București-Constanța, care s-a făcut praf și știe toată lumea, ca exemplu de așa nu. Ei bine, revenim după 20 de ani, facem anul acesta între ieșirea din Vama Giurgiu și DN5 un drum nou de 4 km, drum expres din beton, cu tehnologie mecanizată, cu o firmă austriacă, care trebuie să fie gata până la sfârșitul anului, conform contractului și discuțiilor pe care le-am avut cu firma. Vreau să începem cu un proiect mic,
să vedem că se poate, se fac multe autostrăzi din beton în Germania, pentru că spunea ascultătorul mai devreme, și sper că asta să fie un proiect pilot de la care să dezvoltăm și pe partea aceasta de structură rutieră rigidă, cum se numește. Nu ne-ați spus nimic despre, de fapt nu v-am întrebat eu, autostrada Moldovei, enorm de multe mesaje sunt legate de asta și mi se pare important ca oamenii să-și facă sau să nu-și mai facă speranțe. Autostrazile A7 și A8 sunt proiecte pentru care m-am luptat mult și când eram în societatea civilă, concret pe A7, adică autostrada Nord-Sud, că sunt două axe, una Nord-Sud și una Moldova-Transilvania. Pe autostrada A7 lansăm licitațiile de execuție, avem proiectul tehnic aproape finalizat, sunt ultimele ajustări. Să sper sfârșitul primăverii, pe prima bucată de la autostrada A3 București-Ploiești până la Buzău și la intervale de câteva luni, că sunt un pic întârziate fiecare contract, ele sunt în derulare de vreo 2 ani, urmează Buzău-Focșani, Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani. Iar de la Pașcani până la Suceava și Siret, la granița cu Ucraina, e în derulare studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Am văzut că mai nu vă aruncați la promisiuni. Sigur că eu acum pot să vă zic că chestiunea asta am tot auzit-o pe la numeroși premieri, demnitari, miniștri. Dați-le oamenilor ăsta un termen de estimare sau ce să înțeleagă lumea că se uită. Păi mai să luăm un exemplu concret. Da. Ăsta despre în care mai am lansat licitația pentru execuție la A7, ramificație din A3 până la Buzău. Sunt trei loturi. Ar trebui să putem semna contractele până la sfârșitul anului. Iar timpul de execuție, compania care a făcut proiectul tehnic, cred că nu vreau să dau cifre care să nu fie, cred că 2 ani este. Deci ar trebui pe parcursul 2022 și 2023 aceste lucrări să se realizeze. Acum, dacă din trei loturi unul va fi mai întârziat cu 6 luni, din cine știe ce motiv, și o să fie finalizat în 2024, asta eu nu pot să garantez acum, de aia nu vreau să dau, dar ca țintă a acestor proiecte, ele sunt de construit și implementat în acești ani, 22, 23, 24. Când e gata autostrada de la autostrada A3 până la Pașcani, să zicem A7 pe că e 2024 în trafic toată, că e 2025, oricum e bine pentru România față de ritmul în care au mers aceste construcții de 800 de kilometri în 30 de ani. Deci vreau să meargă multe proiecte bine decât să dau promisiuni. Okay. Eugen, salutare! Salutare, domnilor! Vă salut, domnule ministru! Și eu! Două întrebări am la dumneavoastră. De fapt, pentru dumneavoastră. Am înțeles treaba cu centura Bucureștiului. Autostrada A2 mai are nevoie de niște ieșiri către localitățile vecine, cum ar veni Brăneștiu, de exemplu. Am o problemă cu centura Bucureștiului. Fac 50 de minute în fiecare zi între autostrada A2 și ieșirea de pe DN2. Și încă o întrebare. Am înțeles că se vor construi, toată lumea are proiecte și dorește, mă rog, după ce se vor construi, întrebarea mea este următoarea. Va fi în stare România sau guvernul să le întrețină? Da, e și asta o întrebare bună și aici e de văzut dacă n-ar o parte din răspuns pentru a avea costurile reale ale acestei întrețiri. Costă întreținerea, nu se întrețin prin voință și prin vorbe frumoase de la un ministru. Dacă nu putem să facem și un model de concesionare a unor pachete de drumuri. Despre plată putem să discutăm. Eu nu sunt fan al plății cu taxă, că am tot auzit-o, dar combinația de track tolling, de care vorbeam, de taxa de trafic greu, și o parte din rovinietă sau un contract plătit separat de stat, cred că poate fi pilotată. În momentul de față, noi spunem că CNAIR-ul, compania drumului, întreține tot. Întreține, dar cam vedem care sunt rezultatele. Absolut trebuie să trecem în această logică și aici vreau să vă atrag atenția un pic, să spun iarăși că vreau să spun adevăruri, că sunt subiecte dezbatere în societate. Toată lumea vorbește de trenuri făcute, de tot felul de infrastructuri în toată țara. Primarii sunt într-o efervescență. Acele proiecte e bine să le facem. România trebuie să se dezvolte, dar trebuie și întreținute după și costă bani după întreținere. Adică ați fi de acord ca pe anumite bucăți de drumuri să plătim?
putem să plătim nu direct din buzunar, putem să plătim tot prin forma de, prin care plătim și acum, că avem taxe și impozite la buget, adică prin bugetul de stat. Aici e o discuție de avut. Oricum plătim și acum, acea rovinietă o plătim din buzunar, ne plătim taxele către stat, dar vreau să scoatem costurile reale la iveală și să avem poate ca pilotaj niște zone foarte bine întreținute, să vedem, uite domne, cum arată un drum ca în Austria. O să-și coste un pic mai mult, nu chiar ca în Austria, că la noi totuși sunt costuri mai mici în zona de costuri cu forța de muncă, dar bitumul costă tot mai atât. Avem fix 6 minute. Mulțumesc că ați avut răbdare. Imediat îl luăm pe Andrei. Nu i-ați răspuns omului A2 DN2? Păi nu, e cumva așa, domnul și-a răspuns singur. Adică între A2 și DN2 e chiar sectorul ăla care ziceam că e semnat cu, cu firma UMB. Deci, o să, răbdare. Deci acolo începe construcția anul ăsta la sectorul de autostradă peste la Cucernica. Întrebare, străpungerea Ciurel, să mai face vreodată ceva acolo? A fost un uriaș subiect de campanie electorală pentru bucureșteni? Este un subiect foarte bun despre care să-l întrebați pe domnul Nicu Șordan, că este la Primăria Capitalei. Am înțeles, dar pe acolo, sigur, merge peste niște câmpuri care nu mai erau câmpuri. Nu mai sunt câmpuri, sunt cu blocuri. Sunt cu blocuri. Deci numai apropo de investiții care... Okay. Cel mai scump viraj la stânga, nu? Da, e cel mai scump, la dreapta, să știți că e cel mai scump viraj la dreapta din România, ăla e. Andrei, tu închei România în direct astăzi. Bună ziua, Cătălin. Salutare. Bună ziua, domnule ministru. Andrei, sunt din Iași. Bună ziua. Bună ziua. Abordat subiectul cu autostrada A8, asta vreau și eu oarecum să vă întreb. De ce a rămas tot timpul Moldova la coadă? Adică Clujul s-a dezvoltat, București s-a dezvoltat. De ce a rămas Iașul tot timpul la coadă și Moldova? Asta vreau să vă întreb în vederea infrastructurii. De ce nu s-au venit cu planuri concrete de dezvoltare a acestei regiuni din punctul ăsta de vedere? Asta se plânge că transportul în Moldova față de celelalte zone ale țării sunt cele mai proaste. Nu știu să vă răspund de ce... Să-mi răspundeți, dar totuși, cred că aveți idee că ați mai discutat cu alți miniștri care au fost sau la modul ăsta. De ce am rămas tot timpul la urmă și încă suntem la urmă? Și vă spun sincer, termenul ăla care l-a dat dumneavoastră cu 2025, eu nu-mi cred. Adică am 29 de ani, dar nu cred că o să prind autostrada, vă spun sincer. Adică... Păi... Să trăim, să fim sănătoși și să vedem. Eu vreau să... și eu am copii în țara asta și vreau să facem lucrurile astea, de aceea și preocuparea mea de a le așeza pe baze solide în care să se întâmple. Că ce este acum în 2021 când vorbim e o vorbă, ce spun eu acum. Da, ce exact. Avem în 2025 e o faptă și o realitate. Și toată acțiunea mea și tot ce încerc să fac din toată implicarea publică pe care o am este ca să avem fapte rezultate, nu pentru vorbe. Referitor la Moldova, și pentru mine e o suferință și dacă mă urmăriți puteți să-mi căutați declarațiile din 2013-14 în societate civilă, că m-am bătut pentru A7, pentru A8, când nu mai erau pe niciun radar. Nu știu să vă spun istoric de ce și mi se pare nedrept față de Moldova ce s-a întâmplat. Și eu cred în dezvoltarea echilibrată și o echitate în țara asta și a investițiilor publice. Și da, e de notorietate că Moldova adică a fost văduvită în domeniul ăsta. Exact, aș da vina un pic, dacă vreți, că până la urmă, ca spun, întindem totuși degetul către cineva, către politicienii din Moldova și cum au știut să reprezinte acea zonă în acești 30 de ani. Adică nu credeți că ar trebui să fie chestia asta cu autostrada A8 o chestie primordială, adică vitală pentru noi ca și regiune și pentru România în general, că și în zona asta care fac parte din țara. Este extrem de importantă, dar cum vă spuneam, eu cred în avem de gestionat un teritoriu pentru care trebuie să avem o coeziune. Adică și pentru cei din Craiova important autostrada sau drumul expres Pitești-Craiova și vorbesc mulți dintre ei despre viitoarea autostradă spre Calafat. Și pentru cei care stau cu orele și cu orele pe Valea Prahovei și e un trafic de... Deci, domnule ministru, toate... avea ceva și avea nimica, este mai bine să ai ceva decât să mai nimica. Noi nu avem nimic. Asta vreau să vă zic. Știu. Și tocmai de aceea încep lucrările la A7. Continuăm cu A8-ul. Scoatem cele două secțiuni de la Târgu Mureș la Miercurea Nirajului și de la Târgu Neamț la Moțca. Și acum avem o discuție și despre bucata de la Târgu Frumos la... îmi scapă cu L, ca aș zice Lețcani, dar sper să nu mă înșel, aproape de Iași, poate spuneți dumneavoastră. Da, Lețcani. La Lețcani. Să le prindem pe astea pe PNRR, să le livrăm mai repede într-un ritm accelerat, ca să avem
cum a spus și dumneavoastră, între a nu avea nimic și a avea doar promisiuni și a începe un proiect și a livra niște sectoare care înseamnă că pui proiectul pe un drum după care nu mai poate fi scos, eu prefer să facem asta cât mai repede. Am înțeles. Da, asta era. Andrei, oarecum... mulțumesc și de fapt vă mulțumesc pentru tuturor pentru participare la România în direct. Nu o să mai vină chinezii în România să facă drumuri? Ați citit despre memorandum ieri. Da. Haideți să vă spun, în foarte, foarte multe state membre ale Uniunii Europene, piața de achiziții publice este deschisă doar pentru firmele din Europa. Pentru că firmele din Europa au de respectat niște standarde de mediu, de costuri de forță de muncă, oamenii de să aibă concediu în Europa, nu? Și atunci toate aceste, de exemplu, Grecia, Austria, nu permit firmelor din afara Uniunii Europene, cu excepția statelor care avem un acord noi, Uniunea Europeană, mă refer la Japonia, Canada și altele, să intre pe piața lor. E momentul să facem o alegere strategică. Alegerea strategică a României în ultimii ani sau un an a fost destul de clară, dacă vă uitați și la Cernavodă și la discuțiile despre 5G. Și aceea trebuie să fie că trebuie să ne... în interesul sănătății și opțiunilor strategice, geostrategice ale acestui continent, care stă pe o axă transatlantică de securitate, da, trebuie să facem niște alegeri care sunt făcute și în alte state membre ale Uniunii Europene și să ne uităm la firmele europene. Mulțumesc tare mult, Cătălin Drulă, ministrul transporturilor. E doar prima oară în acest studio. Mulțumesc pentru miile de mesaje. Pot să vă spun că Europa FM o să înceapă un program aparte în acest an și de asta pot să vă spun de pe acum că domnul ministru Drulă, dacă acceptă invitația făcută aici în direct, va mai fi cel puțin o dată alături de voi în acest program. Cu drag. Spor la treabă, vă doresc. Mulțumesc. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.